venim la Iulia și la invitată ei de astăzi, azi, bună, zi, bună zi, dimineața dragilor. Bună dimineața, uh -huh. bine v-am regăsit alături de noi astăzi este Andrea Sava de la Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri din România, care iată, împreună cu Tales of Us, nu, ați organizat acest game jam, așa îl numim. În traducere ar fi un maraton de 46 de ore în care cei care se înscriu la competiție au și o tematică de respectat în crearea unui joc și anume mitologia românească. Ce pot câștiga? Pentru că, iată, tot întrebau și colegii mei. Da. Evenimentul o să aibă loc, nu cred că am spus mai devreme, o să aibă loc în perioada 30 septembrie-2 octombrie, așa cum ai spus și tu, 46 de ore. La finalul celor 46 de ore, fiecare echipă va trebui să arate jocul pe care l-a creat și vom avea un juru. Jocurile vor fi evaluate. Vor fi alese 3 jocuri care vor merge în faza de prototip, se va lucra pe aceste prototipuri, iar premiul cel mare este: va, jocul va avea șansa să fie publicat pe platforma Telzovas. O platformă internațională, deci, da. automat va intra pe piața internațională a jocurilor video pe piața globală, da, este, să numim și World of Us platforma, și acolo vor fi jocuri din întreaga lume, printre care și jocurile din România, cu personajele din bazmele și miturile românești. Înscrierile sunt în plină desfășurare acum, mâine este, mâine ultima, este ultima zi. Care sunt procedurile? Cei care doresc să se înscrie la acest eveniment, va trebui să intre pe site-ul rgda.ro rgda.ro la secțiunea Tales of Buzz, iar acolo să completeze formularul de înregistrare. În formular va trebui să pună datele personale, nume, prenume, adresă de e-mail, dacă au ceva experiență în dezvoltarea de jocuri video și cum vor să participe, individual sau în echipă. Cum s-a ajuns la această tematică? A fost ideea voastră sau a venit din altă parte? Terzovas a mai organizat înainte astfel de evenimente în Brazilia, în Congo, și după au fost fascinați de mitologia românească, de povești, de personaje și au venit către noi cu propunerea de a crea acest eveniment. Noi, bineînțeles, am acceptat de îndată ce am văzut imaginile și am zis că este o oportunitate foarte bună pentru a readuce la viață miturile românești. Voi ați și creat niște ilustrații. Tocmai în ideea de a inspira pe cei care vor să se înscrie, nu asupra ideilor pe care le pot expune. Da, am colaborat cu trei artiști care au creat aceste ilustrații, tocmai ca o sursă de inspirație pentru personajele din viitoarele jocuri, care abia aștept să le văd. Poți să-mi și numești câteva dintre personajele la care v-ați gândit voi? Da. Uh, sunt. Uh, Sânzienele, Dro Dragobetele, la cel Voinic, Ilana Cosânzeana, Balaurul, Strigoiu și așa mai departe. Sunt personaje cu care noi toți am crescut. Sunt curioasă însă și care sunt criteriile pe care le-ați impus pentru cei care vor să se înscrie, să participe. Este destul de simplu, dacă ai peste 18 ani te poți înscrie, nu trebuie neapărat să ai experiență, sunt bineveniți atât experții din industrie care au mai lucrat, dar vor totuși să creeze un joc într-un mod amuzant și inedit, dar și cei care sunt la început de drum și nu au experiență. Cred că o să fie foarte interesant, mai ales că evenimentul va avea loc și fizic în București, dar și online. Marele premiu am înțeles care este șansa de a-ți vedea jocul expus la nivel global, dar există și alte premii? Da. Primele trei jocuri câștigătoare vor primi premii în bani în valoare de 3000 de euro, toate trei. Premiul 1, 1700 de euro, premiul 2, 800 de euro și premiul 3, 500 de euro. Deci, iată cum meroul tău din copilărie, nu? Te poate ajuta să câștigi fie o sumă de bani, fie să ajungi celebru, dacă jocul acesta chiar poate uh, să câștige multe continente, să spunem. Nu? De ce nu? <laughs> Îți mulțumim foarte mult, Andreea. Andreea Sava a fost astăzi alături de uh, noi pentru mai multe informații despre această competiție. Este vorba despre un maraton de gaming care va avea loc în perioada 30 septembrie-2 octombrie. Înscrierile uh, sunt până mâine. Mâine este ultima zi de înscrieri. Trebuie să intrați pe rgda.ro pentru detalii și pentru a vă înscrie. Mult succes. Ne vedem mâine.